Urmăream ieri pe YouTube un negru care de 30 de ani locuiește în Japonia și e din New York, deci din state. La un moment dat am vrut să se întoarcă înapoi în America, New York, și n-a reușit. Și o să vă spun așa cam pe scurt, că pe mine m-a inspirat puțin povestea lui. Nu vreau să vă povestesc experiența lui, aș vrea să vă spun din experiența mea. Dar oare cum am regăsit acolo? Și cred că foarte mulți dintre voi o să vă regăsiți în situația aia. Deci omul nu știu cât, nu spune exact câți ani a stat în Japonia, dar acum 30 de ani a venit. Deci atunci încă Japonia era puternică, erau bani mulți de cheltuit. Spunea și el acolo că acum e criză peste tot, chiar și în Japonia. Nu mai se fac banii la fel. Dar atunci când a venit el, făceau foarte, foarte mulți bani. De-aia mulți americani veneau acolo. Și fiind și american și negru și așa mai departe, spune el acolo că și tânăr avea succes la femei, adică cum e unul tânăr care gândește. Japonia era la modă, cel puțin pentru americani. Și a încercat totuși la un moment dat să se întoarcă în America. Nu vreau să vă dau detalii de ce a vrut să plece el din Japonia, dar important este experiența lui, că a vrut să se întoarcă în America și n-a mai putut să se integreze. Și exact chestia asta am simțit-o și eu după 3 ani din petrecuți în Japonia, când m-am întors în România după 3 ani, n-am făcut România-Japonia cum fac majoritatea care stau aici în Europa și aproape și poate să facă chestia asta, să vină de sărbători acasă sau de 2 ori pe an, de 3 ori pe an unii. La mine a fost 3 ani dintr-o bucată. Și după aceea 3 ani, e foarte, foarte, foarte greu să te mai adaptezi. Ce să vorbim 30 de ani? Eu știu un om care are 15 ani, știu un om care are 20 de ani de Anglia și nu crede că se mai poate. În schimb, cei care nu se gândesc să se întoarcă, le este dor de România și mă voi întoarce cândva la pensie. Voi nu vă dați seama de un lucru, că nici eu nu mi-am dat seama. După 3 ani de Japonia, când am ajuns în România, știți cât mi-a luat să plec? Unii dintre voi știți. 4 luni de zile am cheltuit toți banii cu care am venit, m-am împrumutat. Deci eu plătisem banca, plătisem datorii, 9.000 de euro plătisem tot în 3 ani. Deși n-am muncit în primul an pentru că n-am avut viză, n-am făcut foarte mulți bani. În anul 2 am plătit datoriile și în anul 3 n-a fost chiar un an pentru că am plecat în septembrie, deci au fost mai puțin 9 luni. Cu ce bani am făcut, cu ce am făcut eu în aia 9 luni, aproape 10.000 de euro, cu aia am venit, mașină cumpărată, bilete, trimis colete acasă. În 4 luni de zile m-am împrumutat ca să plec iar. Asta s-a întâmplat în 2016-17, sfârșitul 16-2017, când am luat decizia să o luăm spre Anglia. Lăsăm totul de la... Deci nu mai puteam să mă reintegrez și să vă spun de ce. În momentul în care eu am lipsit în aia 3 ani, ceva s-a schimbat la mine, ceva s-a schimbat în mentalitatea mea, ceva s-a schimbat. Și eu aveam impresia că lumea e de vină. Aveam certuri, aveam discuții contradictorii cu toată lumea. Nu mă mai regăseam. Probabil că dacă aș mai fi stat un an de zile, poate că îmi revenea. Dar a fost șocul atât de mare pentru mine, din România în Japonia, nu mai văzusem nicio țară, nu mai vizitasem nicio țară, după care să vin din România în Anglia, alt șoc. Pur și simplu m-a dat peste cap de nu puteți să credeți. Asta se poate întâmpla și în alte cazuri. Poți să pleci, de exemplu, de la sat la oraș, să stai vreo 10 ani și vrei să te întorci la pensie sau nu știu cum, să-ți fie foarte greu să te mai integrezi într-un sat înapoi. Sau invers, sau dintr-un oraș să pleci într-altul. Pentru că românii care locuiesc în Italia, în Spania, aici aproape de țară și pot să vină de sărbători acasă, pentru ei ca și cum ar locui în țara respectivă și își face concediile în România. Și atunci nu mai te afectează atât de mult. Adică trăiești în două lumi. Dar în momentul în care, uite cum sunt eu, care din Anglia vin o dată pe an sau la 2 ani, chiar și la 3 ani. S-a întâmplat, sunt de 6 ani aici și am avut atunci când a fost pandemia, aproape 3 ani n-am mai văzut România. Când stai 2-3 ani într-o bucată, începi și te adaptezi la mediul în care ai venit. Deci nu e vorba de fițe, nu e vorba că ne-am luat noi, nu mai putem noi să trăim decât în lux, că nu trăim chiar așa în lux. De exemplu, vara asta eu am văzut soarele, a fost o primăvară mai frumoasă ca în România. Dacă mai ținea mult, puteam să mergem la mare primăvara
Și acum toată vara, de când a început vara, ori înurat, ori plouă, mai este o zi, două soarele, iar plouă o zi pe săptămână. Și bineînțeles că te afectează lucrurile astea, dar nu te afectează atât de mult încât să zici vreau să mă întorc în România pentru că acolo e soare. Bă, și dacă e soare și nu ai bani să te duci la mare, stai în București la 50 de grade. Zicea maică mea că sunt 50 de grade în București. Și ți-e rău și te doare capul și nu stai la umbră. Ce rost are? Eu acum fac Uber în tricou. Asta muncesc pe stradă. N-avei cum să stai pe stradă fără aer condiționat pornit acum la 50 de grade. Până trafic, până... Deci trebuie să... despre asta vreau să vorbesc în acest clip. Cum spunea și americanul, japonezul american, că după, el zicea 3 ani, eu zic 5. Eu zic că după 5 ani nu te mai poți întoarce. Și dacă te întorci, doar dacă îți păstrezi relațiile și să zicem te întorci că aveai o casă deja în România, părinții încă trăiesc și sunt în putere și mai au relații, mai ai câțiva veri prieteni cu care ai ținut legătura și tot timpul ai fost acolo, ai făcut concediile în România mereu și ai trimis bani acasă și mai... Da, în cazul ăsta te poți readapta. Dar eu pur și simplu m-am rupt de tot. Adică, bă, am considerat așa, că n-am nimic în România, sunt părinții acolo, e casa lor, cât trăiesc, n-am de ce să trag acolo. Deși am băgat puțin bani, nu pot să spun că n-am făcut nimic, am investit și eu la început. Am făcut acolo o cameră, am făcut canalizare la țară acolo, casa de la țară, mi-am făcut o cameră japoneză, baie, bucătărie, adică am băgat ceva bani la început, când am fost emigrant la început. Pentru că primii 3 ani de Japonia, primii 3 ani ca și emigrant, nu aveam în cap decât bani. Deși m-am distrat cât de cât acolo, nu pot să spun că chiar am fost degeaba în Japonia. Noi chiar am văzut. Elena știa limba, era de 7 ani acolo înainte să venim împreună. Pentru ea a fost ca și acasă. Și asta m-a ajutat foarte mult pe mine, pentru că fiind acolo, tot ce aveam nevoie îmi traducea ea. Și aici a fost o greșeală, pentru că n-am mai vrut eu să învăț japoneză, pentru că tot timpul îmi traducea ea. Dar pentru mine a fost ca o poveste acolo, a fost ca și, cum să vă zic eu, a fost șoc cultural. Eu nu ieșisem din țară, nici măcar în Bulgaria, nu zburasem niciodată cu avion. Și eu am realizat ce înseamnă Japonia și că nu ajunge oricine acolo, de-abia după ce am plecat, după vreun an de zile. După ce am început să fac comparații între România și Anglia. Și acum, cum vă ziceam, dacă stai mai mult de 5 ani într-o țară și te rupi cu totul de țara respectivă și vrei să te întorci înapoi în România, nu mai ai relație, s-au mai schimbat și legile, s-au mai schimbat anumite lucruri și în România. Că eu de fiecare dată când am mers în concediu, am mai văzut schimbări. Că e lumea mai tristă, că pe o parte mi s-a părut mai puțină lume, pe altă parte mi s-a părut lumea mai fericită, unii mai răi, depinde cred că și de oraș, depinde și de tine, depinde de mulți factori. Care este sfatul și care este scopul acestui video? Aș vrea să te gândești înainte să pleci, dacă n-ai plecat niciodată din țară, hai să vorbim prima oară pentru categoria asta și a doua categorie o să fie pentru cei care sunteți de mult timp plecați și vreți să vă întoarceți în România. Deci dacă n-ai încercat tot, bă, am încercat tot ce am putut, am făcut facultate și eu am făcut. Am încercat să fac o afacere, nu știu ce ai încercat tu să faci și nu ți-a ieșit nimic. Nu mai suport să mai stai în România decât să trăiești cu gândul că toată lumea a plecat și tu n-ai plecat. Fă-o, dar nu-ți rupe toate legăturile din România. Nu-ți vinde tot și pleca. Niciodată să nu spui niciodată, niciodată să nu faci greșeala să acționezi la impuls, la bine și la rău. Deci dacă ai o stare de bine atunci, în momentul ăla, plec de prea mult bine sau de prea mult rău. Ai câștigat la loto, iei decizii proaste. Ai pierdut ceva, s-a stricat mașina, iei decizii proaste, crede-mă. Am schimbat vreo 4 mașini din cauza că eram supărat, n-am luat mașina care îmi doream eu. Și după asta și m-am gândit, bă, dacă puneam bani pe bani, luam Nissanul El Grand pe care mi l-am dorit tot timpul. Știi? Asta zic, nu luați la impuls decizii. Doi la mână. Nu luați, cum am făcut eu,
nu încercați să luați sfaturi de la cei care au mai puțin experiență decât tine. Mai ales cei care sunteți categoria 2, cei care sunteți deja în afară. Cum poți tu să iei sfaturi de la unul de România când el nu are experiența ta? Deci tu ai mai multă experiență decât el. Asta am făcut eu. Eu fiind în Japonia, în loc să mă sfătuiesc cu alți oameni din Japonia, și cineva mi-a spus la un moment dat, Lily, mi-a spus, mă, nu plecați că o să regretați. Măcar plătiți-vă viza de reintrare să puteți să vă întoarceți în 5 ani de zile, poate. Și a avut dreptate. Asta e. Impulsul și mă duc acasă, țara mea, 100 de 3 ani, mă întorc la poliție, că am procesul cu ei. Am pierdut și procesul, am pierdut și banii, am cheltuit și banii. Am cumpărat mașină atunci, prin jumate din banii cu care am venit în Japonia, am dat pe o mașină. Deci, e foarte important și vârsta. Atunci gândeam cum gândeam, la 25 de ani, acum am 35. Și ăștia 10 ani de zile, să zicem că ar fi experiența mea de viață în care ăștia îți trebuie ca să știi ce ai de făcut. Că investești într-o anumită carieră, că pleci din țară, că ăștia 10 ani, de la 25 la 35, ăștia sunt anii decisivi în care tu trebuie, cu ce ai acumulat până acum, să construiești viitorul. Nu merge mai departe de 35 de ani. Nu merge, credeți-mă, de la 35 până la 40 trece, cred că imediat trece. De-abia acum mi-am făcut mortgage la casă, adică mi-am luat casă. De-abia acum am înțeles care e treaba cu mașinile, în tot cumpăra mașini, că vreau o mașină americană, că vreau cu 7 locuri, n-am aveam nevoie, dar nu contează. Deci când ești foarte tânăr, cum am fost eu, mergi să te distrezi până la vreo 20-25 de ani. De la 25 de ani nu mai la impuls lucrezi. Fac bodybuilding, că a făcut ăla, fac și eu. O să câștig din bodybuilding. Deși a trecut era aia în care se făceau bani, că nu mai sunt revistele, acum toată lumea face bodybuilding. Și cei care ajung să câștige bani din așa ceva au bani în altă sursă sau deja au bani sau cineva îi susține. Am luat foarte, foarte multe decizii proaste pe care le înțeleg, pentru că dacă nu poți să te întorci cu mintea de 30, de 40 de ani să ai la 20-25, nu merge. La 20-25 de ani e vârsta la care tot ce zboară să mănâncă, te distrezi, nu simți oboseala și așa mai departe. Iar între 25 și 35, deci ăștia 10 ani, asta este teoria mea, este perioada în care le încerci pe toate. Sau că investești în ceva. Eu am încercat mai multe lucruri. Am încercat, în cazul meu a fost cu străinătatea, cu plecat. Eu la 25 de ani am plecat și acum am 35 de ani și am 3 ani de Japonia și restul sunt, de atunci sunt în Anglia, s-a 4 luni în România și de atunci am venit, deci în 2017 am venit aici. A fost și pandemia, tot aici am fost, n-am putut să plec acasă. Am investit și acolo niște bani, nu foarte mult, m-am întors cu gândul să mă întorc acasă, dar în sfârșit m-am decis și am zis, copilul s-a născut aici, am făcut și nunta și botezul și copilul și casa, deci toate lucrurile le-am făcut, dar acum stau și mă gândesc, am 35 de ani. E foarte importantă cifra, vârsta asta, credeți-mă, de asta fac acest clip. Am mai făcut clipuri legate despre emigrare, dar acum, abia acum pot să spun că gândesc. Nu te gândești la 20 și ceva de ani, 30 și ceva de ani. Nu te gândești la viitor sau crezi că ești prea puternic, crezi că poți să le faci pe toate. Nu, trebuie să te gândești. Trebuie să te gândești. Cum am stat eu și am plătit 5 ani de chirie în Anglia, în loc să fi cu banii cu care am venit din Japonia, să fi dat, atunci erau și casele mai ieftine, cu 70-80 de mii luam casă. Aveam banii de avans, dacă îi țineam și strângeam. În primul an de zile după de Anglia, pentru că găsisem loc la fabrică cu contract, tot, dacă eu păstram banii aia și nu-i stricam și veneam și băgam într-un avans la casă, acum casa era plătită jumate. Și nu pot să dau timpul înapoi, chiar dacă regret. Sau dacă îmi luam viză de reintrare și nu acționam la impuls și veneam după 5 ani de zile mă întorceam în Japonia, acum eram în Japonia, Alex era născut în Japonia. Înțelegeți voi? De asta vă zic, dacă sunteți cei care urmăriți acest clip, dacă sunteți tineri, vârsta de 20-25 de ani, este cazul să te gândești la viitorul tău. Îți spun foarte serios. Toți ne credem deștepți, toți ne credem nemuritori, toți credeți-mă, am canal de YouTube,
bodybuilding, în Japonia n-ajunge nimeni. Credeți-mă că nu mi s-a urcat nimeni la nas. Că am lucrat în poliție și toate alea ce făceam, mă muceam cu mușchi, uite ce mușchi am eu. Toate astea la un moment dat trec. Vine copilul, familie, trebuie să te pui la o casă. Dacă nu vrei să te pui la casă, la casa ta, să zicem, să-ți cumperi o casă, o să realizezi că banii ai dai tu cu chirie oricum, dar gândul tău că am eu libertate. N-ai nicio libertate, n-avem niciunul dintre noi nicio libertate. Aș zice că libertatea e doar în Iisus Hristos, dar nu vreau să intru în... Am văzut că pe unii deranjează când se vorbește despre Dumnezeu și religie și las asta pentru canalul fratele Ivan. Nu o să spun chestia asta. În societate, în lumea în care trăim, nu există libertate. Nu există libertate. Toată lumea propovădește acum pe net, să dau ei sfaturi, toți care fac puțin ei bani, libertate, uite ce fac. Nu sunt fericiți și sunt mai ocupați. Cu cât ai mai mulți bani, cu atât e mai greu și cu atât e mai complicat și... Am vorbit cu oameni cu care au bani, oameni care au făcut bani și nu e chiar așa simplu, nu e chiar așa viața așa cum o vedem noi. Noi ne dorim ce au ei și își doresc ce avem noi. Că tu ai liniște, ai familie, ai, și ei alergă după bani și alea a trecut timpul. Deci, care e concluzia? Dacă vrei să pleci, nu face lucrul ăsta decât dacă ești dispus să trăiești într-o altă țară și să pierzi tot ce e în România. Îți lași loc de întors, dar nu te vei mai întoarce. Nu cunosc decât foarte, foarte, foarte puțini oameni care s-au întors definitiv în România. Majoritatea vin înapoi. Pentru că e normal, e alt nivel de trai, e mai bine, sunt mai multe avantaje. Iar acum să vorbim puțin și despre categoria în care mă aflu și eu, cei care sunteți plecați de foarte mult timp, eu am depășit 10 ani de când sunt plecat. Și nu cred că mai sunt capabil să stau în România decât dacă, să zicem, m-ar da afară din Anglia, că încă n-am cetățenie, am viză permanentă, dar nu știi ce se poate întâmpla. V-am zis, nu spun niciodată. Și casa pe care mi-am luat-o, stau cu gândul că poate într-o zi o să ne ia toate casele la toți, că se vorbește chestia asta și se încearcă să se plece cu chestia prin Germania. Și altceva, vreau să mai spun încă un lucru. Criza e peste tot. Dacă ești în Anglia și ți se pare că e greu, nu mai Anglia ce era, păi cum crezi că e România? Este greu peste tot. Ăsta vorbea din Japonia. Dacă și Japonia, care oamenii ăia sunt rezistenți, sunt tari, știu ce fac, e sistem foarte bine pus la punct. A încercat America, nu s-a mai putut, că nu mai America ce a fost. În Japonia și spune că nu mai e Japonia ce a fost. Oameni de aici din Anglia care spun nu mai Anglia ce a fost și am vorbit cu un om bătrân zilele astea, născut până 60, un englez, și mi-a zis că, am întrebat eu așa, cum e valoarea banului acum în Anglia? Și a spus că e varză, nu se compară. Deci gândiți-vă că dacă și Anglia, care știu om care a venit în 2009, a dat faliment, avea bani în America într-o firmă, $1,000,000, a dat faliment, a pierdut toate camioanele, a venit în Dubai, a stat un an sau doi sau trei, nu i-a mers nici în Dubai și când a venit în plină criză, a venit în Londra, în Anglia și în câțiva ani de zile s-a ridicat și acum omul are poate milionul la loc. Deci în 2009 nu s-a simțit criza în Anglia, așa spune lumea. Eu n-am fost atunci. Vă dați seama ce putere a avut Anglia și dacă atunci a făcut chestia. A venit și la Brexit-ul, pandemia și acum e și războiul, că și ei sunt implicați, cred că aruncă o grămadă de bani la războiul ăsta cu Ucraina și Rusia. Și de asta vă zic. E criză peste tot și țara asta are totuși un motor de repornire cu care va putea să treacă peste criza asta. Noi în România nici măcar nu suntem în stare, țara asta România nici măcar nu este în stare să profite de faptul că e război acolo și să fi cerut ceva, niște drepturi la oamenii care locuiesc în Ucraina, să fi cerut ceva la americani, să fi cerut ceva la europeni, pentru că acum aveam ocazia, suntem acolo, suntem punct cheie, suntem cei mai importanți. Că a căzut Ucraina și după aia urmăm noi, sau în cazul cu războiul ăsta, nu vreau să dau în politic acum, dar dacă eram deștepți, câștigam foarte mult, e urât să spun chestia asta, să profităm după războiul altora, dar ca și idee, politic vorbind, România putea să profite foarte mult și nu o face. De ce? Pentru că e fiecare pentru el. Și la fel se întâmplă și în țara asta și de-aia eu am vrut atât de mult să plec din Anglia, pentru că am zis că în Japonia nu e fiecare pentru el.
Deci, eu nu vă sfătuiesc să plecați. Dacă ai sta foarte mulți ani în țara asta, ca și celor din România care vor să plece din România, dacă tu ai spui mie că ai încercat tot ce ține de tine ca să te integrezi în Anglia și nu ai reușit, atunci pleacă, pentru că tu nu ești, nu toată lumea se integrează. Nu pentru toată lumea este străinătate. Nu pentru toată lumea. Unii nu rezistă. Unii sunt mai puternici, alții sunt mai slabi. Eu unul sunt genul de persoană care mă pot adapta și în Coreea de Nord. Mă duc acolo, mă fac comunist. Mă duc în China, învăț chineză. Mănânc corez. Deci eu sunt omul care mă adaptez. Nu credeam că o să mă adaptez la clima din Anglia. Sau să schimb locuri de muncă. Dar nu toată lumea e ca mine. Și când am fost în Japonia, am dat, cum să spun, am încercat să văd, bă, care sunt părțile bune, care sunt părțile pline. Și le vezi și sunt, crede-mă. Dacă stai și cauți, găsești și probleme, găsești și dezavantaje. Dar care este câștigul tău? Să stai concentrat pe alea proaste sau pe alea bune? Știi? Și la fel și cu Anglia. Am pus pe hârtie. Și sunt mai multe avantaje, din punctul meu de vedere, sunt mult mai multe avantaje în Anglia. Nu putem să punem clima așa, astea sunt prostii, crede-mă. Nivelul de trai este cel mai important, de acolo pleacă tot, că de acolo pleacă stres, de acolo nu poți să-ți faci o familie, nu poți să fii, cum să spun, nu poți să faci un concediu. Imaginează-ți că ești în România și din cauza că nu ai destui bani, ca să miream eu, să poți să te duci la mare să-ți faci un concediu. Ultima oară când am fost, m-am împrumutat. Și stau, nu vreau, frate, să merg la mare și să mă gândesc că pot să-mi permit aia, nu pot să-mi permit aia. Stau 3 zile. Nu merge așa. Și cum ar fi stai în România și să nu-ți permiți să faci un concediu la mare? Sau stai în Anglia sau în Italia sau în Franța sau nu știu unde și faci două concedii în România cu bani care să nu dai, cum să spun, să te uiți cât costă aia și aia. Mă duc și mă simt. Nu e același lucru. De ce să lucrezi în România la 40-50 de grade, când, uitați-vă cum e aici. Chiar mă uitam astăzi că eram, nu știu, atent la telefon, nu știu, aveam GPS, nu știu la ce eram atent, la semafor, și când am ridicat ochii din telefon, am uitat, era mașina plecată, era verde de mult, plecase mașina și mă uitam în spate, numai claxonat. Și zic, ia uite, bă, eram claxonat în România, atenționat înainte. Deci, nu fac un clip ca să, cum să încerc să conving pe cineva să facă ce am făcut eu și așa mai departe. Că și eu am avut dorința asta. Am avut dorința și eu spun de cât atât, că îți dau ca și sfat, că dacă ești un an, doi, trei, sau nu ești hotărât și așa mai departe, ia-o ca și un sfat, atât, doar ca și sfat. Vrei să pleci înapoi în țară dacă nu mai ai relațiile respective? Dacă nu mai, spunea la un moment dat negrul ăsta din acest documentar, că la un moment dat știa mai multe despre Japonia decât știa despre America. Cred că asta vreo 10-15 ani. Și zice, nu știam prețurile la chirie, nu știam dacă dau prea mult sau prea puțin, nu știam locurile de muncă, unde sunt. Se schimbase foarte multe de când am plecat eu. Și zice, nu mai știam ce să fac. Pe când în Japonia știam tot. Deci tu îți acumulezi în viața ta, în 10 ani despre care vorbeam, îți acumulezi anumite cunoștințe. Eu știu orașul ăsta foarte bine acum. Am aplicația asta pe Uber, știu locuri de muncă, dacă am nevoie de muncă, imediat găsesc. Am relații, cunosc oameni, cunoști un frizer, un mecanic, un român, doi, la dentist, colo, adică îți faci niște relații și toate astea tu le pierzi ca să te duci să o iei de la zero, chiar de la zero o iei, dacă te întorci, după an de zile, 5, 6, 10 ani, te întorci, o iei de la zero. S-ar putea să nu mai fie aceiași vecini acolo, s-ar putea ca oamenii pe care tu îi cunoști să fi plecat și ei, să nu mai fie acolo, locul de muncă unde tu ai lucrat, să nu te mai primească înapoi sau să se fi schimbat vreun șef pe acolo și să nu mai poți să intri sau să nu mai te pricepi, să nu mai fie locul ăla de muncă pentru tine o satisfacție. Că de multe ori noi comparăm ce avem noi în cap, acum, în prezent, comparăm cu trecutul. Adică eu am amintirile mele pe care eu le-am în cap, le-am de la liceu. Vă dau un exemplu, da? La liceu sau la 22-23 de ani când lucram în poliție și nu mai era nimeni ca mine. Cu geacă de piele, cu ce
pe ce cheltuiam eu bani atunci, că stăteam la părinți, n-aveam nicio grijă, chirii, toate astea. Păi, nu poți să duc alea la infinit, că părinții să bătrânești ei, nu mai poți să te țină. S-au schimbat foarte multe. Și practic eu mă întorc, în mintea mea mă întorc la situație. Nu mai există, s-a dus, a trecut. E o altă etapă din viață. Nu mai e nici vârsta, nu mai sunt nici aceiași oameni, nu mai e nici același loc de muncă sau cel puțin nu mai e la fel. Și atunci tu tinzi să te întorci la ceva care nu mai există. Că în timp nu poți să te întorci. Era bine dacă puteam să ne întoarcem, în timp făceam lucrurile altfel, dar nu se poate. Și nu mi-aduc aminte ca la 18 ani, ca la 20 de ani, ca la 20 de ani să fi trăit cu gândul în trecut. Nu, trăiam pe moment. Ceva se întâmplă cu noi când ajungem la un moment dat în viață, poate greutăți, poate un copil, poate nu mai ai aceeași libertate, poate o criză, nu știu, pandemie, în care nu mai ești fericit pe momentul ăla, în prezent. Nu mai sunt fericit, frate. De ce? Înseamnă că dacă nu mai sunt fericit, trebuie să plec înapoi, să plec și eu din țară. Sau să plec înapoi în România. De ce? Fugi de cine fugi? Fugi de tine. De cine fugi? Înțelegi ce vreau să spun? Deci, dacă vrei să te întorci la ceea ce erai atunci, și hai să zicem că poate mai găsești pe un tovarăș după la blogul care mâncai tu semințe, tu în loc să tinzi, să-ți faci un copil sau dacă ai copil, să te gândești la viitorul copilului, să-l așezi bine, să-i faci un viitor, să ai o familie cum trebuie, tu te gândești să fii vagabond iar? Păi înseamnă că nu te-ai maturizat, frățioare. Maturizare, trebuie să te maturizezi la un moment dat, trebuie să-ți faci familie, trebuie să faci copil. Cei care nu pot să facă, îmi pare rău. Dacă ai idee, ăsta e cursul vieții. Noi trebuie să terminăm școala, te angajezi, faci o prietenă, te însori, copil, casă, asta este drumul. Așa au făcut toți, dacă nu făceau așa, nu ne lăsa lumea asta construită cum e așa. Și cu Anglia, s-a schimbat și Anglia pentru că s-a rupt de Europa și am impresia că se depărtează din ce în ce mai mult și își țin oameni. În orice criză asta se întâmplă, când vine o criză, fiecare încearcă să-și țină cei mai buni oameni în firmă, restul rămân pe afară, vai de mama lor și e normal să se întâmple chestia asta. Scapă cine poate. Deci părerea mea e așa, încearcă să analizezi, să vezi care sunt problemele adevărat cu care te confrunți, că problemele sunt peste tot, caută soluții să rezolvi problemele. Eu am observat o chestie la români și am prins de la străini chestia asta și am aplicat-o în viața mea. Noi avem un drag de a ne certa, de a ne scoate ochii, de a ne căuta argumente care are dreptate, deși nu mai stai să mai analizezi care e soluția la problema asta, pentru că e clar că e o problemă, hai să găsim o soluție. Nu, noi începem să încercăm pentru că trebuie să am dreptate eu. Vreau să câștig un argument. Nu vreau pace. Vreau război. Știi? De ce? Pentru că nu ne plictisim, pentru că suntem stresați, pentru că avem o frustrare, pentru că avem o problemă. Și facem exact ce nu trebuie. Ne certăm cu persoana cea mai apropiată, cu partenerul, ne certăm și din cauza la cearta aia înseamnă că trebuie să facem ceva. Și atunci faci prostia. Că faci un copil, că pleci din țară, e o decizie. Cum am spus, să faci un copil, eu am mai spus chestia asta, nu se face că îmi lipsește ceva din familia asta. Nu, copilul trebuie să vină după ce te-ai mutat, ai văzut că ești bine, ne dorim amândoi, ne permite și atunci faci un copil. Că după aia o dăm în alte discuții. Dar asta am vrut să transmit. E greu peste tot și dacă n-ajungi să... Îți dai seama până la vârsta, nu știu ce vârstă ai tu, dacă n-ajungi până la vârsta respectivă să-ți faci etapele așa cum în ordinea care trebuie, pierzi foarte mult timp. Nu mai poți la 35 de ani, la 40 de ani să zici plec din țară că mă duc eu și fac, că nu mai ai energia necesară, nu ai cheful necesar, nu ai nici la angajare aceleași calități, pentru că omul vrea unul mai tânăr, vrea unul în firmă să-l țină, ia puțin la 40 de ani ca să ieși la 50 la pensie, vorba vine, știi? Deci, cam asta am vrut să zic, asta am vrut să vă transmit și eu, pentru că chiar mă regăseam în pielea la omul ăla și eu de puțin timp am liniștit, de vreun an jumate, 2 ani și am început să mă liniștesc și să înțeleg că până la urmă fiecare și părinții mei, dacă ar fi fost așa, să fi avut șansa să emigreze, din câte știu eu, taică mă vrea să plece în Germania, ar fi făcut-o.
n-ar fi ținut cont nici de părinții lui, nici de copiii lui, de nimeni. Nu zic că e, bă, părinții până la urmă trebuie să ajuți, trebuie să ții cont. Am adus-o pe soacră mea aici, e bătrân, da, nu a lăsat-o singură acolo să moară singură. Dar unii nu vor să vină, alții nu pot să adapteze, le e greu. Și până la urmă știi cum e, dacă tu vrei să salvezi pe unul care să neacă și el te trage la fund, ce rezolvat? Eu criticam foarte mult pe ăștia. Uite, m-a plecat și a lăsat familia. Stai puțin. Și în Biblie spune că trebuie să pleci și să-ți faci familia ta. Să pleci de la părinți, să te lipești de un bărbat sau cum spune acolo. Deci, până la urmă, ca să existe o evoluție, că a existat și microevoluție și macroevoluție. Știi, când eram, plecai, n-am mai avut oameni la țară de muncă, au plecat la oraș. După ce au plecat de la oraș, au plecat din țară. Deci, acum noi suntem în generația care plecăm din țară. Generația care a trecut plecau de la țară la oraș și vizita pe părinți la o săptămână, venea în weekend. Noi acum venim o dată pe an acasă. Copiii noștri, e altă generație, e altă treabă, să nasc aici. Tu trebuie să le faci un viitor acolo unde s-au născut, că nu e vina lor. E vina ta, e obligația ta, ca tu trebuie să le, dacă ai făcut copil. Dacă n-ai făcut copil, te excludem treaba asta din discuție. Dar vă rog frumos, gândiți-vă, lăsați-vă loc de întors și locul unde te afli, dacă n-ai încercat tot ce ține de tine să rămâi acolo și chiar nu mai poți și încă mai e vârsta la care poți, aduce afo-o. Dacă nu, nu te băga, pentru că o să regreți. Să fiu sincer cu voi, nu regret chiar atât de mult că am plecat din Japonia. Pe o parte, dacă ar fi să mai am pe viitor șansa să mă întorc acolo, cu siguranță o voi lua. Dar eu, pentru că știu ce e acolo. Știu ce e în România, știu ce e acolo, știu ce e în Anglia. Am vorbit cu oameni după în Europa, toată Europa asta, și nu e mare diferență între țările din Europa. E diferența acolo de cultură, de o liră, două la, sau un euro în plus la salariu. Nu mai vorbim de oamenii care au o meserie, meserie care poate să își găsească de loc oriunde, loc de muncă oriunde. Mecanic, frizer, plumber, electrician și așa mai departe. Astea sunt meserii care poate poți să lucrezi la, să câștigi alți bani, știi? Da, depinde și de ce ești tu, doctor, nu știu, e acolo deja, e de înțeles, vorbim despre alte salarii, știi? Sau să faci o afacere. Cu câți am vorbit și câți mi-au explicat și din ce am vorbit, că nu pot să spun, am avut eu foarte multe afaceri, dar în România este foarte greu să faci așa ceva, să faci o afacere, poate cu fonduri europene, poate ceva care nu s-a făcut pe la țară, undeva. În rest, eu știu lume care fuge și care se plânge de treaba asta în România. Aici încă merge să-ți faci propria ta afacere. În Anglia nu sunt problemele astea, decât dacă nu vorbești limba, încă nu vorbești bine, n-ai un permis de conducere și trebuie să te deplasezi, ai nevoie de puține câteva tururi, să știi o meserie, dacă nu știi o meserie, oricum găsești de muncă, dar măcar să vorbești engleză și să ai permis. Și nu poți să te plângi de țara asta decât, nu știu, climă sau mi-e dor de mamă. În rest, nu recomand la niciun om, niciun român din Anglia să plece în România. Nu recomand. Faceți ce vreți în viața voastră. Nu, eu asta am avut de zis. Vă las că trebuie să mă întorc la muncă. Eu acum am ieșit la delivery și trebuie să dau drumul la aplicație, să fac niște bani și să mă întorc acasă. Vă pup, ceau!